seara. Evident, subiectul este FC Universitatea Craiova 1948 despre... Cum ați pronunțat? Ce am pronunțat? 1948. Universitatea. N-a zis pași 8. Câteodată v-am făcut pași 8-iști, să știți. Sper că nu v-a supărat. Era așa mai o glumă. Se zvonește că s-a dat un ultimatum lui Adrian Muntu după înfrângerea de la Pitești, urmând meciul cu FCSB. Este adevărat? Dar nu înțeleg ce se zvonește acest lucru în condiții în care eu am dat un comunicat oficial pe pagina clubului, cred că luni, în care am specificat că nu depinde de meciul cu FCSB, nici de cel cu CSU de peste trei etape. Două etape, pardon. Cum am spus și când m-am antamat la acest proiect cu el în luna iunie acestui an, că drumul este lung și a evoluat pe 2 ani de zile în care sper să construim o echipă competitivă. Deci, indiferent de ce se va întâmpla, ce rezultate se vor înregistra, dacă, cine știe, va fi vreun eșec sever cu FCSB, că văd că FCSB e cap, dar bun. Nu poate fi pusă neapărat egalitate între cele două echipe. Indiferent ce va întâmpla, Adrian Muntu nu se mișcă din poziția aceea. Da, dar este unul de când l-a primit, dacă va fi, se poate fi un eșec sever cu FCSB, poate o să aibă un eșec sever cu noi. Da, nu, evident se poate întâmpla orice. Se poate întâmpla orice, dar spun ca să înțelegem care e situația cu adevărat. Știți de ce? Da, vă întreb pentru că în fotbalul nostru s-au spus multe la un moment dat, nu neapărat din partea noastră, spun multe și după aia sunt infirmate anumite fapte. Ce trebuie să fim clar? Obiectiv vorbind, nu sunt mulțumit de cele 8 puncte în 8 meciuri, cred că nici el nu este mulțumit, nici nimeni dintre suporteri. Însă, situația este rezolvabilă. Dacă ne uităm la cele 8 meciuri, puteam să avem mai multe puncte în clasament, realistic vorbind, iar am fost și de tamata de arbitraj și am avut și foarte mult ghinion la unele ocazii de poartă. Iar eu zic că se va întoarce și norocul asupra noastră. Da, e sigur că sunt puncte puține apropo de ce s-a întâmplat. Pe de altă parte, jocul vi se pare că este de mai multe puncte cu adevărat sau nu? Dacă ne uităm la ultimul meci, zic că trebuia să facem minim egal. Într-adevăr, jocul nu mă arată ca în primele 4 etape, însă întotdeauna a fost fluctuație de joc la echipe de din România. Nu cred că trebuie acum să ne înfundăm la acest meci cu la jocul meciului cu FC Argeș. Ne-a lăsit și foarte mulți jucători dumneavoastră, adică n-a avut indisponibilitate la fiecare meci. Acum sper să intre și Juan Bauza, care cred că a fost cam cel mai reușit transfer al nostru în această vară și un jucător exponențial în cadrul echipei. Sper să intre și el cât de la minte meciul cu FCSB. A revenit atacantul nostru Andrea Companio, italianul. Da, de acord, numai că știți, e o poveste care se îmbră cu multe echipe. Ceilor de la FCSB le lipsesc jucători, ceilor de la CSU Universitatea Craiova le-au lipsit jucători. Dar nu caut alibi, dar la noi am avut ghinion. Am avut faze de arbitraj împotriva noastră. Am avut accent la fiecare meci. La meci trecut am avut Asamoah accidentat, n-am pus să ne folosim de el. Bauza la fel, Achim la fel. Acum la fel o să avem indisponibilitate de meciul cu FCSB. Deci avem nevoie de timp. Ok. Pe de altă parte, cu timpul, apropo de timp și suporteri, cum stați? Că povestea aceea cu banderola, cu jucătorul care îi sea din autocar banderola, parcă a fost tratată destul de moale de club, așa, de... Da, mă bucur, nu cred că a fost atât, adică am mai intrat în niște intervenții, dar haideți să vă spun cum s-au întâmplat lucrurile. Într-adevăr, doi lideri al galeriei au venit după meci, s-au discutat cu Adrian Mutu, de comun acord au stabilit ca să intre în autocar pentru a avea o discuție cu jucătorii, cum se mai întâmplă și la alte cluburi, inclusiv la echipele unde adunam José Mourinho. Au intrat, civilizat, au discutat cu jucătorii, normal că a existat, să zicem așa, câteva ridicări de voce, dar mi s-a luat banderola lui Dragoșov, pentru că nu avea banderola la el în autocar, era și imposibil acest lucru. Nu s-a pus problema ca să fie schimbat Dragoș Albu de către liderii galeriei. Într-adevăr, a fost pus capitan și Brelli Diallo pentru că este nevoie de încă o voce de lider în vestiar. Dragoș Albu este un jucător de 20 de ani și are nevoie de un ajutor în cadrul vestiarului, dar tot va fi capitan. Ok, dar o să mai fie în plan alte echipe. Credeți că poate să fie asta o practică să intre suporterii în autocar cu jucătorii? Da, cred că practica asta este de câteva zeci de ani în urmă. Deci s-a întâmplat. De acord, dar
riscă să degenereze, mă gândesc. La un moment dat sunt spitale, spațiu e strâns, n-ai unde să pleci de acolo. Haideți să ne uităm strict la situația noastră, pentru că timp de 10 ani suporterii au fost alături cauzei noastre și prin tot ceea ce am trecut. Și nu este normal să le dă și lor acum un aport acolo în cadrul echipei, să poată să-și pună și ei punctul de vedere. Atâta timp când nu se trece măsura, bineînțeles. Mm-hmm. Știu că la un moment dat ați mai avut așa un fel de dialog mai tensionat cu suporterii. Da, pentru că la presiune mai, îți mai scapă cuvinte. Da. Însă trebuie să privim lucrurile obiectiv și când Adrian, de la antrenament vin câte 1000 de suporteri și aclamă numele lui Adrian Mutu, așa și când mai este pasă proastă a echipei, pot să mai vină să mai pună și niște întrebări. Să mai ce? Să? Să mai pună și niște întrebări. Ok. Da, depinde și pe ce ton le pui și depinde ce mai urmează după întrebări. M-am spus, nu s-a trecut măsura, a fost totul civilizat. Ok. Ați vorbit cu, bănesc că ați vorbit cu Adrian Mutu. Ați identificat cauzele obiective. Sigur că au importanță și subiective, accidentări, nu știu, arbitraje, habar n-am. Dar cele obiective le-ați identificat? Da, din punctul meu de vedere și cred că și a luat Adrian Mutu, adică suntem pe aceeași lungime de undă din ceea ce privește acest aspect. A fost o lipsă de asumare de responsabilitate acolo la mijlocul terenului, pentru că când nu se găsesc soluții, se dă mingea înapoi. Și se începe construcția la portare, la fundaș și există un blocaj, pentru că câțiva atunci ne-au ghicit jocul, ne lasă pasăm acolo între fundaș și ne blochează la mijlocul terenului. Uh-huh. Asta eu cred că vom aborda meciul cu PSV cu altă tactică și vom surprinde. Uh-huh. E și vorba de personalitate în povestea asta, adică să-ți asumi lucruri, să ai o personalitate de nivelul ligii întâi pentru unii? Eu cred că jucătorii pe care noi avem sunt de nivelul ligii întâi, însă... Nu, dar ca personalitate spun, nu ca... Nu pot să spun, calității. Nu au personalitate. Au personalitate, însă de multe ori poate își doresc prea mult și nu riscă. Nu riscă și o iau din nou cu acea idee de joc de la acepe de a construi de la fundaș. Da. Cum vi se pare ideea... poate acțiunea aceasta de imagine care există să fac lucruri de genul ăsta acțiunea celelalte echipe a Craiovei care aduce jucători importanți din trecutul Craiovei ca să dea loviturile de începere ale meciurilor. E și aici o bătălie de imagine pe plan local? Domnul, nu am albărat într-o discuție sensibilă cu acești... La Craiova totul e sensibil, să știți. Dacă ai spus, ai rostit o silabă în plus sau una minus sau un cuvânt, toți sar un oraș în aer. Așa că, ce să facem? Aveți dreptate. Acum, vreau să vă spun, și noi avem din forțele glorie care ne susțin chiar public și vin și la meciuri și sunt alături de noi. Acum, tabăra este împărțită. Însă nu înseamnă că dacă se duc mai multe poste glorii la CSU Craiova, este echipa Craiova, echipa continuatoare Craiova maximă. Nu, asta doar este lovituri de imagine, acum că deschide cineva, dă cineva cu mingea la picior, dă cineva cu piciorul minge când începe meciul. Am văzut că a fost o persoană, ca domnul Ilie Balaci, la meciul cu Sepsi. Uh-huh. Aia nu înseamnă că ei sunt continuatorii Universității Craiova. Uhum. Priviți cu teamă, cu oarecare frică de ce s-ar putea întâmpla perspectiva meciului cu Universitatea Craiova, ce este Universitatea Craiova? Referiți pe teren sau Mă refer la chiar la tot, că nici mai știi câteodată poate să fie foarte subțire limita asta între teren și tribune. Din punct de vedere al suportului, eu cred că va fi foarte multă jandarmerie pe străzi și organele abilitate vor securiza foarte mult zonele din oraș ca să nu se întâmple tot felul de incidente. Iar legat de jocul pe teren, eu zic că din ce s-a văzut până acum va fi un meci deschis și plăcut ochiului. Așa îl anticipez eu. Uh-huh. Acum eu zic că orice este posibil. Că doar avem unde să-i fotbal. Da, e adevărat. Funcție de rezultat pot exista... consecințe, habar n-am de ce fel, e un rezultat care contează mai mult decât oricare altul? Nu, este un meci în care sunt foarte multe orgolii și o dorință acerbă partea să câștigăm și să le dăm așa o palmă peste nas la figurat. Însă, cum am spus și mai devreme, nu este nimic decisiv în meciul cu CSU, pentru că o să fie de-abia etapa
a 10, dacă nu mă înșel. Da, da, eu nu mă refeream de clasament sau de, pur și simplu, de înfruntarea dintre două orgolii. Orice meci te afectează 2-3 zile, cu oricine ai jucat și după aceea pregătești meciul următor și să-ți revii. Da. Nu poți să te gândi să joci, de exemplu, o să jucăm după aceea la UTA, să ne gândim capetul cu CSU. Nu, o să ne gândim la meciul cu UTA și ce te cubrete, dar nu trebuie să plecăm mai la primița că se vor întâmpla lucrurile, hai să mai punem și binele în față, pentru că deja... Ok, de acord, nicio problemă, să sperăm că așa va fi și e bine să dați semnale de genul acesta, că lucrurile se pot petrece, da, bine. Adică poate. Nu este nicio tragedie, am 4 meciuri, am făcut 2 galuri și 2 înfrângeri, asta e, se întâmplă. Mai sunt 22 de meciuri până la play-off. Da, e adevărat. Să nu mai... să le facă cea cu pantofii, să nu mai arunce asta, mă gândeam câteodată până arbitri, dar în rest... E ok că... Da, și știți, dumneavoastră, ce cine este omul acela? Habar n-am cine... L-am văzut pe ăla care se bucura frenetic, îi se părea o poantă atât de bună. Poate nepotul lui Rotaru, poate știe cineva cine. Cine să fie? Nepotul lui Rotaru poate, dacă uite sunat, eu știu cine e. Rotaru de la CSU Universitate, că mă îndoiesc totuși că ar fi. Nu, Mihai Rotaru la NRP, nu la... Ah, ok. Mă îndoiesc că ar fi nepotul vreunui Rotar. Dar în fine. Nu mă îndoiesc, e posibil orice, că nu știm cine. Da, da, nu, eu nu zic că erau neapărat sportivi. Sper să nu mai fie oameni care să scoată pantofii sau să lege și returile între ei cineva, să-i lege și returile să nu poată să scoată pantofii, să arunce în... Da, poate pisicea la peluza nord la ei, poate puteți să vedeți că elogează că e tata la pușcărie. Poate asta trebuie să evidențiați și lucrul acesta, să nu mai facă nici lucrurile astea. Dar asta nu mai le spuneți. Le spuneți că da, la pantofii, poate de al meu. Bine. Da. Mulțumesc pentru intervenție. Mulțumesc. Să vedem cum va fi și meciul cu FCSB și cel cu CSU Universitatea Craiova. Foarte importante meci în perspectivă pentru cei de la Craiova 48. Să luăm o pauză, pe care ne întoarcem, mai vedem o dată formația celor de la CFR și ne mai întrebăm ce se întâmplă.